Cum îți permis să atingi un ofițer activ? Drept! Urcat! Apoi fuga! Marș! Mă tulbura, mă emoționa, mă responsabiliza, mă copleșa felul în care repeta domnul Arbulescu. Dacă era nevoie, ore întregi. El când tăcea, le spunea, mă, când tace ăsta, tace timpul. Stă o secundă vreme și pe aia mergem mai departe. Dar aveam un simț, un control al tăcerii, un control al tăcerii, dar asumate. Mai puternică și chiar și decât vocea lui și decât știința lui perfectă era tăcerea asta lui. Mircea Arbulescu a debutat pe scena Teatrului Bulandra sub bagheta lui Liviu Ciulei. În peste o jumătate de veac petrecute pe scenă și platouri de filmare, a jucat sute de roluri la Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie și Teatrul Național, în spectacole de teatru TV și teatru radiofonic. A realizat peste 80 de roluri în filmele celor mai importanți cineaști din România. Mi-i plăcea să fie cu generația tânără, să trăiască mai mult cu ei împreună, nu să rămână intangibilul Mircea Arbulescu din filme sau de pe scenă. Să știi să armonizezi fizicul cu psihicul, și asta e o mare artă. Domnul Arbulescu a știut întotdeauna și a fost în deplină armonie cu universul.